Dobrogea, sudul Moldovei și o parte a Olteniei au fost afectate foarte puternic. În această perioadă se poartă și negocierile politice agricole comune la Bruxelles. Știm cu toții că există o strategie a Comisiei, strategia Green Deal, strategia biodiversitate și strategia Farm to Fork, strategii prin care se dorește o agricultură mai responsabilă. Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că în agricultură noi utilizăm două resurse foarte importante care le-am moștenit de la cei dinaintea noastră, și anume pământul și apa. Agricultură responsabilă înseamnă să facem o agricultură prin care să lăsăm celor care vin după noi aceste două resurse într-o stare cât mai bună. Sigur, cerințele și exigențele Comisiei se referă la reducerea cu 50% a substanțelor utilizate în agricultură și reducerea cu 20% a nutrienților, a îngrășămintelor. Am spus de fiecare dată la Bruxelles că pentru noi, pentru România, dacă aceste reduceri se referă la media europeană, pe noi și pe agricultorii din România nu îi afectează. Pentru că media europeană a cantității de substanțe utilizate în agricultură pentru combaterea dăunătorilor este de 2200 grame, comparativ cu media din România, care este de 660 grame. În această perioadă, în cursul negocierilor, chiar săptămâna aceasta, am obținut, cei care am negociat și în Consiliul Agrifish, dar și în Parlamentul European, câteva lucruri bune pentru fermierii din România, și anume flexibilitate la aceste ecoscheme impuse de Green Deal, flexibilitate care să ne permită să nu pierdem aproximativ 400 de milioane euro pe an. Pentru că aceste ecoscheme vor fi obligatorii pentru țările membre, dar vor fi voluntare pentru fermieri. Și riscul cel mare era ca fermierii să nu acceseze aceste ecoscheme și banii să fie pierduți. De asemenea, am reușit să menținem sprijinul cuplat voluntar, atât în zootehnie cât și în zona vegetală, pentru zonele sau sectoarele aflate în dificultate. Am reușit să păstrăm ajutorul național tranzitoriu și să schimbăm și anul de referință, astfel încât să beneficieze de acest ajutor național tranzitoriu cei care au animale și cei care lucrează într-adevăr pământul. Vechiul an de referință era 2013 și era total nedrept ca acest ajutor național tranzitoriu să se acorde în funcție de datele din 2013. Faptul că în Consiliul Agrifish nu s-a acceptat modificarea datei de referință a făcut ca România să se abțină de la votul final, dar a doua zi acest lucru s-a obținut printr-un amendament depus de europarlamentarii PNL în Parlamentul European. De asemenea, am reușit ceea ce ne doream legat de plafonarea plăților directe. Și anume, să fie o plafonare voluntară și să facem o plată redistributivă. Cu alte cuvinte, să ajutăm fermele mici, fermele de familie, prin această plată redistributivă, dar în același timp să nu plafonăm subvențiile pentru fermierii mari care sunt în dezvoltare și care au angajate credite bancare sau leasinguri. Care este situația agriculturii și de la ce pornim acum? Avem o proprietate polarizată și foarte diferită față de structura agriculturii europene. Și aici am să vă dau câteva exemple. 40% din suprafața cultivată, deci 3,73 milioane hectare, este lucrată de 794.471 de fermieri, de 97,33% dintre fermieri, ferme mici sub 50 de hectare. La fel avem 40% din suprafața lucrată, este
deținută de 0,56 dintre fermieri care au ferme peste 300 de hectare. Și abia 21% din suprafață este deținută de 17.000 de fermieri, adică 2%, care lucrează ferme familiale între 50 și 300 de hectare. Avem această provocare a proprietății polarizate și a fermelor mici, fermelor de subzistență. Apoi avem un grad de asociere foarte slab, avem un mediu asociativ încă neconsolidat, este o lipsă de încredere foarte mare în sistem, există o îmbătrânire a populației rurale, dar și a fermierilor. Și ca să vă dau câteva cifre, abia 29% din populația rurală are vârsta cuprinsă între 18 și 41 de ani, iar dintre fermieri, doar 11% sunt sub 55 de ani. Avem și un abandon foarte mare al zonelor cu constrângeri naturale și aici mă refer în primul rând la zona montană și la zona deltei. Avem o agricultură, din nefericire, meteodependentă și anul acesta s-a putut observa acest lucru. Avem un sistem de irigații distrus și nefuncțional. De asemenea, România a înregistrat un deficit al balanței comerciale în ultimii 4 ani, care a ajuns la 1,3 miliarde euro anul trecut. Cu alte cuvinte, exportăm materie primă, neprocesată, purtătoare de subvenții și importăm hrană procesată cu mare valoare adăugată. Avem o problemă cu vânătorii de subvenții, cu oameni care sau fonduri de investiții care au intrat în acest domeniu al agriculturii doar pentru a vâna subvențiile și mă bucură că în strategia europeană este descris foarte clar ce înseamnă fermierul veritabil, cel care în viitor exercițiu bugetar va putea fi beneficiarul subvențiilor. Și avem o slabă promovare și un grad redus de comercializare a produselor locale, a produselor tradiționale și a produselor românești. Astea sunt principalele probleme, principalele nevoi pe care le-am identificat când am făcut împreună cu tot ce înseamnă mediul asociativ, analiza SWOT, o analiză a nevoilor și în funcție de acestea am creonat câteva priorități care vor fi finanțate economică, unde Guvernul României și premierul a acceptat ca 7,25 miliarde de euro să fie destinați tot agriculturii, având două proiecte foarte mari. Un proiect privind infrastructura de gestionare a apei de 6,5 miliarde euro și un proiect privind o rețea națională de colectare, depozitare și distribuție a produselor românești, un proiect care va fi finanțat cu 750 milioane euro. Iar acum am să vă spun foarte pe scurt care sunt prioritățile. Prima prioritate este ferma de familie. Transformarea accelerată a acestor ferme mici de subzistență, aproape 800.000 de ferme, în ferme comerciale. Ferme din care o familie se poate trăi decent. Asta înseamnă că vom sprijini integrarea producției, vom face plată redistributivă a subvenției, astfel încât subvenția pe hectar la aceste ferme medii, comerciale, ferme de familie, să fie mai crescută. De asemenea, vom avea pentru aceste ferme destinate instrumente de creditare și garantare. În opinia noastră, fără ferma de familie, va fi greu să mai existe viață rurală așa cum am cunoscut-o și o cunoaștem acum. Apoi, o altă prioritate este consolidarea micului producător. În România, producătorii și procesatorii mici au o singură problemă, problema comercializării producției. Pentru că au o putere de negociere foarte slabă, nu reușesc întotdeauna să își comercializeze toată producția și la niște prețuri avantajoase. Singura modalitate realistă de a rezolva acest lucru este asocierea economică și anume cooperativele. În următorul program național strategic vom finanța activitatea cooperativelor. Fie că discutăm despre
spațiile de depozitare, de procesare, de promovare, vom avea o atenție deosebită în finanțarea activității cooperativelor, fiind singura, repet, singura soluție pentru micii producători și procesatori. Apoi, o altă prioritate este consolidarea mediului asociativ și pentru acest lucru au făcut primul pas anul acesta. Pentru prima dată pot să participe la Bruxelles, la întâlnirile mediului asociativ european și asociațiile și reprezentanții asociațiilor din România. Am achitat cotizația pentru participarea acestora la aceste dezbateri care țin de noua politică agricolă comună. Apoi trebuie să corectăm deficitul balanței comerciale, astfel încât să trecem pe plus și să încercăm să exportăm materie primă procesată, să nu mai exportăm doar materie primă purtătoare de subvenție. Și ce vom face aici? Vom investi în colectarea, depozitarea, stocarea și procesarea produselor agroalimentare. Avem alocați 430 de milioane de euro din FEADR pentru măsuri, pentru măsurile de care vă spuneam. De asemenea, pentru asigurarea independenței proteice, prin susținerea de culturi de plante proteice, avem alocat suma de 200 de milioane euro, 2% din plățile directe. O altă prioritate este dezvoltarea piețelor locale. Este foarte importantă această piață locală și a ieșit în evidență această importanță, mai ales în timpul crizei și mai în timpul stării de urgență. Nu numai la noi în țară, dar și în alte țări. Și la noi în țară, această piață locală fiind destul de firavă, avem obligația să o consolidăm și să finanțăm tot ceea ce înseamnă piață locală. Și aici mă refer în primul rând la piața publică locală. Am modificat legea achizițiilor publice astfel încât astăzi orice edil responsabil are posibilitatea legală de a procura produse agroalimentare de la producătorii locali. Apoi, aici vrem să încurajăm și asocierea între fermieri, între mediul asociativ și unitățile administrative teritoriale și peste tot, în toate județele unde am fost, am dat exemplu ceea ce se întâmplă la Cluj, conceptul produs de Cluj. Pe lângă eforturile pe care le face Ministerul Culturii, Consiliile Județene și primările au obligația și pot să participe la promovarea producătorilor locale, astfel încât fiecare specificitate locală, fiecare brand local să fie promovat, contribuind astfel la practic la ridicarea acestor branduri locale, la consolidarea lor economică. Apoi, trebuie să asigurăm schimbul de generații în agricultură. Cum vă spuneam, structura populației care locuiește la țară, dar și a fermierilor ne arată că aici cei care activează nu sunt foarte tineri și sunt foarte puțini tineri care doresc să intre în această activitate care nu întotdeauna este foarte ușoară și îți ocupă de multe ori 24 de ore dacă vrei să faci și zootehnia. Și aici am făcut câteva lucruri. Pe de parte, în viitor exercițiu bugetar, măsura aceasta de instalare a tinerilor fermieri am bugetat-o cu 520 de milioane de euro. Pe de altă parte, vom monitoriza foarte atent toți beneficiarii acestei măsuri, în așa fel încât în anii următori, după ce accesează această măsură, să aibă posibilitatea să acceseze și alte scheme sau măsuri de sprijin, în așa fel încât ei să se consolideze pe piață și să rămână în activitate. Anul acesta, din cei 43 de milioane de euro dedicați acestei măsuri, am splitat o sumă de 20 de milioane pentru tinerii beneficiari care vor să aplice din diaspora. Astfel încât toți cei care
lucrează în diaspora, în agricultura multor state, să aibă posibilitatea să vină să înceapă o activitate în agricultura din România. Și a mai făcut ceva. Deși era o lege, încă din 2016, în care se spunea că atunci când statul are terenuri libere de contracte, terenuri care sunt gestionate de Agenția de Mediul Statului, primii care trebuie să primească aceste terenuri sunt tinerii fermieri. Anul acesta, pentru prima dată, vom da până la 50 de hectare tinerilor fermieri și avem la dispoziție aproape 50.000 de hectare în unele zone ale țării. De asemenea, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, am identificat o măsură pentru a stimula angajarea tinerilor în agricultură, măsură finanțată din Fondul Social European, aproximativ 200 de milioane de euro, unde vom plăti 75% din salariul angajaților în agricultură. În așa fel încât să oferim posibilitatea fermierilor și angajatorilor să ofere salarii atractive tinerilor care doresc să lucreze în agricultură, fie absolvenți de învățământ superior de specialitate, fie absolvenți de învățământ tehnic, sau pur și simplu tinerilor care doresc să lucreze în agricultură. O altă prioritate este revigorarea învățământului profesional și tehnic. Știm cu toții ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu învățământul profesional, a fost aproape desființat. Din nefericire și în învățământul liceal agricol a dispărut aproape din peisajul învățământului românesc și trebuie să schimbăm această paradigmă. Nu trebuie, un liceu agricol nu trebuie să fie ultima opțiune pentru un tânăr. Eu însumi sunt produsul unui liceu agricol și sunt mândru de acest lucru. Și poate puțină lume știe că una din cele mai mari personalități ale României, Mihail Cogălnicianu, este absolventul liceului agricol din Miroslava, Iași. Aici avem o soluție realistă și foarte rapidă, și anume susținerea învățământului agricol în sistem dual. Și am spus că acolo unde liceele agricole au și vor avea parteneriate cu mediul asociativ pentru acest învățământ dual, Ministerul Agriculturii va interveni cu fonduri și cu măsuri concrete, finanțate din pilonul 2, alături de sursele de finanțare pe care aceste licee le au de la Ministerul Învățământului. Aici am alocat pentru aceste măsuri 40 de milioane de euro, dar vor fi beneficiari acestor măsuri doar liceele agricole care intră în parteneriate cu agenții economici pentru acest învățământ profesional agricol dual, care este singura soluție realistă și cu rezultate imediate. De asemenea, am alocat o sumă importantă cercetării și inovării în agricultura românească. Legat de agricultura ecologică, acest Green Deal este o provocare, dar pentru noi, pentru România, această agricultură ecologică poate să fie și o șansă, pentru că avem aproape 40% din teritoriu, practic, considerat zone cu constrângeri naturale, unde, chiar dacă producțiile sunt mai mici, pentru că condițiile meteo și calitatea solului nu este cea mai bună, se pot obține, în schimb, producții ecologice. Așa că vom avea unde să investim sumele destinate acestor ecoscheme și vom finanța consistent pe cei care se îndreaptă spre această agricultură ecologică. Ca să vă dau câteva date, doar 2,43% din suprafața terenului care se lucrează în România se lucrează în acest mod agricultură ecologică, media europeană fiind de 7%. 32% din suprafață se referă la cereale și 24% la pășuni. Din păcate și aici avem o slabă
procesare, producem materie primă, iar produsele procesate sunt importate și în cazul agriculturii ecologice. Pentru această agricultură ecologică, în viitorul program național strategic, am dedicat 550 de milioane de euro, dorind ca suprafața cultivată în sistem ecologic să ajungă în această perioadă la 15-20%. Cu siguranță că produsele ecologice vor fi mai scumpe, dar ele vor fi și sunt mult mai sănătoase. Iar producțiile mici pe care le obțin fermierii care fac această agricultură ecologică trebuie compensate, iar calitatea acestor produse, care sunt mult mai sănătoase, trebuie răsplătită. O altă prioritate foarte importantă și care anul acesta a ieșit mult în evidență este această strategie de gestionare a apei. Noi trebuie să schimbăm această paradigmă foarte repede, în care dacă plouă și avem un regim al precipitațiilor foarte bun, avem producții, dacă nu plouă, nu avem producții. Agricultorii noștri, fermierii noștri știu să facă agricultură, au acces la tehnologie de ultimă oră, au acces la inputuri de calitate, dar fără apă nu se poate face agricultură. De aceea, această infrastructură care va deservi strategia de gestionare a apei va fi finanțată din Programul Național de Reziliență și Relansare Economică cu 6,5 miliarde euro. Și aici am să dau câteva detalii. Nu discutăm doar despre irigație. Trebuie să reabilităm toată infrastructura și principală și secundară de irigații și să extindem această infrastructură acolo unde nu exista. Și în primul rând aici mă refer la canalul Siret-Bărăgan. Dar avem peste 3 milioane de hectare care sunt deservite de infrastructură de desecare-drenaj. Avem infrastructură de desecare-drenaj în Banat din 1780, de pe vremea Imperiului. Și aceasta, în mare parte, este degradată și trebuie reabilitată să fie funcțională. De asemenea, trebuie investit în combaterea eroziunii solului. În ultimii 30 de ani nu s-au făcut mari investiții pentru că nu au fost alocate sume. Lucrări de prevenire a deșertificării, pentru că, din nefericire, deșertificarea nu mai este un pericol. Sunt zone în țară unde deșertificarea este o realitate. Apoi, trebuie să extindem sistemul național antigrindină și creșterea precipitațiilor, astfel încât să fie protejată toată suprafața agricolă a țării. O altă prioritate este managementul riscurilor. Nu există în România o strategie de management al riscurilor și aici am început întâlnirile cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel încât asociațiile de fermieri și fermierii să beneficieze de sisteme de asigurări pretabile pentru gestionarea acestor riscuri, inclusiv a secetei, dar în general a evenimentelor climaterice extreme. Fonduri mutuale, de asemenea, împreună cu mediul asociativ, și am demarat măsura 17.1, prin care Ministerul plătește 70% din polița de asigurare, tocmai pentru a-i obișnui pe fermieri să își facă asigurări. O altă prioritate, sigur, este reforma proprietății. Trebuie să întabulăm și să cadastrăm foarte repede atât terenul statului, pentru că doar o treime din terenul deținut de stat și gestionat de ADS este întabulat, dar în același timp trebuie să încheiem rapid și cadastrarea sistematică, astfel încât cei care lucrează pământul să poată beneficia de accesarea măsurilor și de accesarea banilor europeni. Trebuie modificată legea rentelor încât să fie o relație foarte corectă între cel care deține pământul și cel care lucrează pământul, pentru că subvenția, am mai spus-o, știu că am deranjat pe unii, subvenția este destinată celui care lucrează pământul. Proprietarul pământului trebuie să beneficieze de o arendă consistentă și legală, în baza unui contract,
În schimb, subvenția trebuie să ajungă la cel care lucrează pământul. De asemenea, trebuie să modificăm puțin renta viageră, în așa fel încât cei care doresc să nu lucreze pământul și fie îl vând, fie îl dau altora, să beneficieze de această rentă viageră. Sigur, reforma instituțională am lăsat-o la urmă, nu că ar fi cea mai importantă. Aici trebuie să începem și am început cu debirocratizarea în timpul pandemiei. Foarte multe dintre instituții, mai ales instituțiile care au contactul cel mai frecvent cu publicul, au reușit ca prin resurse proprii să-și facă modalități de înregistrare și de plată, atât APIA cât și AFIR-ul, în sistem online, astfel încât oamenii să nu mai fie purtați pe la ghișee. De asemenea, o prioritate este înființarea camerelor agricole, care să reprezinte cu adevărat interesele agricultorilor. Și am lăsat la urmă demararea unui program legat de creditarea și garantarea în agricultură. Și este un program care este finanțat cu 1 miliard de lei, AgriInvest se numește acest program, în așa fel încât agricultorii, și cei mai mici și cei mai mari, atunci când vor să aplice la anumite măsuri și nu au suficienți bani proprii, să poată beneficia de această schemă de garantare, creditare, cu o garantare creditului până la 10 ani și o perioadă de grație pentru rambursare. Acestea sunt prioritățile programului de guvernare pentru agricultură și dezvoltare rurală a Partidului Național Liberal. Priorități care, repet, au reușit din analiza nevoilor, din analiza SWOT care am făcut-o în această perioadă, din negocierile care le-am purtat atât în Consiliul AgriFish cu ceilalți miniștri ai agriculturii, dar și negocierile care în aceste zile se duc în Parlamentul European și în care până acum am obținut aproape tot ceea ce am dorit. Sigur, va exista etapa aceea a trialogului în care vom ști exact care sunt liniile politicii agricole comune, astfel încât să creăm foarte rapid, după nevoile noastre, după prioritățile noastre și programul național strategic, adică cum va fi finanțată agricultura românească în perioada 2021-2027. Eu vă mulțumesc și dacă din cei prezenți, sigur, aveți întrebări, am să vă răspund cu plăcere. Dacă nu, eu vă mulțumesc. Probabil a fost cam lungă expunerea, dar am încercat să explic cât mai scolastic unde suntem, de unde am pornit, ce resurse avem la dispoziție.